Bună, prieten! Uși, am făcut și o prieten aici. Să se vadă prieten, făină, să fac niște gogoși. Mă, pisăcile, să nu mi-a pui. Fiți cu minte. Uitați-vă, prieten, unde se urcă la culcani, în dubă. Rățuțele le-am acolo, mai am cumpărat prietene și rățuțe. Mai am luat 10 rățe. Mai am luat și 11 puișori, luasem 14 prieteni, dar mai am muriră din ei. Dacă n-au mamă, atunci le-a crescut găină și a avut de la găină, le-a crescut bine găina. Prieteni, mă apucai să fac și o ciorbiță, prieteni, cu găluște, adică cu, am băgat un pic de făină, griș și 3 ouă. Ia vedeți, prieteni, am lăsat de la mai a crescut făina aia, de s-a umflat grișul, știi, de s-a întărit și l-am pus aici, dar n-avea cine să mă filmează, prieteni. Nici acum n-am baterie, prieteni, mă duc să încarc, mai las să fiarbă un pic și după aia pun un pic de lăuștean, prieteni. Da? Găină de casă, prieteni. Vedeți, prieteni, uite de grasă, uite ce untură. Deci eu n-am pus, am pus doar apa, morcovii, prieteni, dar a ieșit de la găină, prieteni. Ia vedeți, înțelegeți, prieteni, că a fost o găină foarte mare și grasă, știi, că mi-a tăiat-o Andreea, că nu era mea acasă. A tăiat-o ea și eu când veni, m-am mâncat și noi ce-a pregătit ea atunci și acum e, pentru ei o scotuiașe. Dar e mai bună găină de casă, prieteni, nu-i așa? Care e mai bună? Găina ori aia din cumpărată, prieteni? O să mă apuc, sunt singură, prieteni. Andreea nu e acasă, e la mamă sa. O să mă apuc să fac singură pe aceea, fac piciorbițe, azi ori dacă vine pe la mine, Darius e la Tomi, să se ducă în astea să le ia. Și mă apuc acum să fac. N-a să-i vrea să-i fac popoaie. O să-i fac popoaie, am făcut cu cratița, am pus la uscat, o spălăi. Hai că o să revenim, prieteni. Am revenit, prieteni, cu nepoțelul, mama. Cu Davidel. Prieten, mama, stai mama aici, auzi. Stai mama acolo, stai lângă el, mama acolo. Mama! Dacă stai mama, uite, eu sunt mama, eu. De ce? Uite, eu sunt Dana. Mama, eu sunt mama, mama pune, ta. Pune mama lângă eu el. Eu sunt mama ta. Ta. Eu sunt mama ta. Demui, Anca. Ea vorbește. Anca. Anca. Ea strigă bunii. Vânica. Sunt a baba. Baba. Papu. Ea strigă Sinta. Papu. Unchiu. Unde unchiu? Unchiu la sfalolul. L-ai îmbolnăvit pe unchiu. E bolnav. Și tu cu să ea strigă un papu. Unchiu. Ea. Ea strigă pe papu. Papu, ia zi. Baba. Papu. Baba. Fim baba. Baba. Ia zi baba, să vă audă prietenii. Lasă-mă. Am colele de bulim rocar. Colele un jucol de bulim. Ăla-i câine, am. Ia arată la prieten brățara ta care ți-a luat-o bunicul. Ia, uite aici. Uite aici are David. Brățăruța lui acum era în astea de când era mic, prieten. Adică de când s-a născut el în ziua aia. Cade acum copilul meu, ține-l. Ia zi, ia zi papu. Mama. Ia strigă pe Anca. Ia strigă pe Anca. Să te audă Anca din cameră. Anca. Nu mai bagă mă. Ia strigă pe Anca. Sune-l, Andreea, sune-l. Au. Cica, sune-l. David, strigă pe Anca. David. Azi. Așa era și Darius, că îmi aduc aminte că era de micuț. Sune, Andreea. Hai la baba, hai și la baba. Hai. Baba! Cine sunt eu? Baba ori mama? Zi! Baba! Zi! La bătă, alea, oh, alea, așa! Vezi, așa strâie, băie! Uite, cuțu, acum te mănâncă cuțu, da? Cuțu, uite, te mănâncă cuțu. Ia mea, da. Maș. Maș. Dar am zera curile, sar. E? Păi cu ahăr cu mare cu ahăr scândică, adică-le. E frică la toți copii de el. Ia strigă pe Anca, să te audă Anca. Uite Anca acolo la cameră, ia strigă pe Anca.
Strigă Bianca. O, că mă rup. Mă rup cercelul. Ia strigă Bianca. Zi-i Andreea să strigă Bianca. Zi-i Bianca. Strigă Bianca, să audă Anca din cameră. Strigă Bianca. Uite cuțu, uite cuțu. Uite, mamă, ce floare frumoasă. Vezi? Hai să-ți dau. Hasa canaprasil. Ia vezi, o floare frumoasă. A și rugaia canaprasil, hasa. Dă-l-o bunicu. Strigă, papu! Du-te la bunicu, du-te. Du-te la bunicu. Buni, ia strigă. Ala! Nu bagă floarea în gură. Oh. Uite, hală, te mănâncă câinele. Ia vină cu Andreea, mai aproape. Uite după câini. Mă încercă cazul, unde te urci? Unde te urci tu după câine? Baba. Prieteni, copilul meu e cu minte, vedeți? Vedeți, prieteni? Cât e de cu minte? Vedeți? Ia strigă pe Anca, iar. Papu! Papu, aur de papu! Hai, hai papu, acare papu, acare. Haide, haide. Du-te la papu. Mama! Să ia și pe mama. Vreau să merg la voi. Hai, hai. Trasă gogoașile. Are și ele ți-au zis că trebuie să dă cu ele pe jos. Râde, dă cu ele pe jos. Hai. Cu ce băguși? Nebunule. Lasă că o dai la pisici. Pisici s-o mănânc acum. Tu să nu mai mănânci. Nu îi le mai dau pe jos. Dă-le la porc acum. Aruncă cu gogoașa, aruncă tot. Du-te, mă, n-ai vrut să mănânci, pa! Du-te acasă! Pleacă, pap! Unde pleacă, pap? Aaaa, acolo, acolo, dă-le! Prieteni, bună dimineața, prieteni! Suntem la biserică, prieteni! Sunt singur, adică, prieteni! Sunt singură la biserică, prietenii, și veni, dacă mă credeți, la 7, sunt la biserică. E bine, prieteni, când suntem aici, veniți la biserică, prieteni, să aveți credință în Dumnezeu, că Dumnezeu o să fie cu voi. Dacă aveți credință, prieteni. Să revenim, prieteni, după aia. Vin din toate părțile oameni. Cred că vin cu autocarul. Pentru prea sfinții, Doi Părintele nostru, Părintele nostru,
prieteni au revenit. Parculețul e frumos, prieteni. Am zis că revin de acasă, prieteni, dar m-am gândit să mai filmez dacă tot aștept și nu veni nașii. Pui, mamă, pui. Foarte frumos, prieteni, parculețul. O să vin și cu David, o să vin și vă promit, prieteni, că o să vin cu copiii, cu David. Și cu ăla Luanca, cu Darius și cu David. Prieteni, sunt frumoși, prieteni, foarte frumoși. Vă place, prieteni? Mamă, ce s-a adunat acolo o grămadă. Foarte frumos. Ce-a făcut primarul aceea de frumos. Dar cum stau în porumbei numai aceea? Dar unde dorm? Cred că prin pom, pe unde dorm. Uitați, prieteni, că sunt de frumos, Doamne! Pe draghile, știți că eu iubesc animalele, prieteni. Vedeți, prieteni, ce de frumos aceea în parcurs? Doamne, Doamne, ce sunt de frumos, Doamne! Uitați că stau cu... Nu stau să stau, vă răpun mâna pe ei. Dar sunt grămadă. Foarte frumos, prieteni, sunt mii de porumbei, prieteni. Mamă, să le vadă David, să-l aduc pe David să umbră după ei. E frumos parcul. E parcul, prieteni, la Severin, prieteni, aici e Decebal, prieteni, aici e mănăstirea. Doamne, să ajut și nouă, Doamne, și la cei copilași, la toți copiii din lume, să le ajut, prieteni, și la copiii mei, prieteni. Mă rog, prieteni, și la copiii, pentru copiii mei și pentru copiii voștri, cei care ne urmăriți, să vă dă Dumnezeu multă sănătate, cei care ne urmăriți. Așa este, când mă duc la biserică, spun, prieten, să fie sănătoși toți copiii din lume și copiii mei, prieteni, să fie sănătoși, să le ajută Dumnezeu. Că Dumnezeu pentru asta ține pământul, pentru copii, prieteni. Da? Nu-i așa, prieteni? Scrieți în comentarii, pentru ce, Dumnezeu pentru cine ține pământul? Pentru copii. Ne iartă pe noi Dumnezeu, pe cei păcătoși. Noi suntem și păcătoși, prieteni. Hai că o să revenim, prieteni, de acasă.